Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe cub! Azi fac iepure umplut la cuptor cu dedicație pentru cei mai tari pofticioși, Tiberiu și Cornel, cu al lor show Căsuța din pădure, dar și cele mai frumoase și iubitoare comunități de pe YouTube, comunitatea lui Cornel și a lui Tiberiu. Sunteți cu toții oameni minunați, săritori, vă mulțumesc tuturor pentru suport, pentru mesajele frumoase și mă bucur nespus că am avut ocazia să ne intersectăm, datorită acestor doi oameni faini și plini de viață. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub și hai să gătim împreună cel mai bun iepure pe care l-am făcut. Acum gata cu vorbăria, hai să dăm drumul. Ce am eu aici, pofticioșilor? Toate chestiile faine care merg cu iepurașul. Sos de soia, miere de albine, ulei de măsline, usturoi, cimbru, pudră de usturoi, boia, sare, rozmarin, piper, enibahar și coriandru. Cantitățile le găsiți în descriere. Fiți fără grijă! Toate condimentele în mojar și le mărunțesc ca la carte. Urmează să fac o marinată numai bună pentru cărnița de iepuraș. Condimentele alese merg de minune la carne și vor aromatiza totul până în măduva oaselor. Nu vreau să mă laud, dar iepurașul, sau mai bine spus iepuroiul, e crescut de mine, așa că vreau să-l tratez regește, nu de alta, dar îl vede o țară întreagă. Odată ce am terminat de mărunțit, toate condimentele le transfer pe toate într-un bol mai mare pentru a face marea unire, unirea condimentelor, căci despre ele vorbesc. Așa că vărs tot ce am în mojar, apoi adaug rând pe rând restul de ingrediente. Încep cu o lingură de boia de ardei dulce, urmată de o lingură de sare, două linguri de sos de soia, o lingură de miere de albine, toată lingura. Merea are ea ceva special când e vorba de marinate. Era mai ușor de pus direct din borcan, dar țin la prezentare și uite ce am ajuns să fac. Scuze, nu pot să mă abțin. Du-te o mie de ani, Cornele. Cred că aud voci. Vouă nu vi se pare? Curios. Pun și 50 de ml de ulei de măsline, de ăsta de super calitate. Nu, nu e de la mine din curte, asta mai lipsea să mă apuc de făcut ulei de măsline. Și vorba aia, nu că aș avea eu măslin în curte. Pofticioșor, e de la prietenii mei din Grecia, de la supermarket, dar am luat de ăla scump, doar așa știu că e de calitate. În cazul uleiului, evident. Ca să mă asigur că usturoiul ajunge peste tot pe cărniță, îl dau pe răzătoarea fină cățel cu cățel, sau mai bine spus, dulău cu dulău, că ăștia nu-s de aia de copălău original, mici și deși pe căciulie, îs tot de copălău, doar că-s mai capitaliști, ci că să tragă la cântar și să fie mai ochioși. Amestec totul bine cu telul miniatură colectat de la salonul de frumusețe unde merge nevastă mea. Am rugămintea să nu mă spuneți că e vai și amar, de atunci săracul amestecă în culori cu scobitoarea. Ai zice că am furat meserie de la el și că urmează să mă vopsesc roșcat, dar clientul pe azi e altul, e iepurilă. Da, pofticioșor, pe el îl vopsim roșcat, că așa va fi cel mai delicios și apetesant iepuraș. Vreau să-l dau bine peste tot, ca la salon, de la rădăcină spre vârfuri și de la exterior spre interior. Nu ai cum să te duci 1000 de ani și să nu mănânci așa ceva. Pofticioșilor, sper să le placă iepurașul lui Tiberiu și Cornel, căci eu îmi dau tot interesul să nu mă fac de râs. Mă rog, să râdă lumea, dar nu de roșcovanul meu, ci la glumele vacanța mare, că tot e vară, că tot e vacanță, că tot stăm mai mult în casă și ne dăm cu cremă să nu care cumva să ne ardă soarele. Nu-i așa, măi urechilă? Ah, stai, că tu ești programat la cuptor, nu la soare. Ei, lasă, noi să fim sănătoși și să ne bucurăm din plin de ceea ce avem. Iar eu cu urecheatul ăsta chiar am de lucru. Iau cuțitașul și îi fac câteva înțepături. A fost bine hrănit și a cam pus pe el câteva kilograme. E atât de mare că dacă nu l-aș fi rezolvat eu, aș fi zis că e... Lasă, nu mai zic, dar pare am el de 6 kg. Hai că am isprăvit de uns, arată într-un mare fel. E timpul să se odihnească câteva ore bune sau chiar peste noapte, la rece, să se marineze bine. Eu îl voi lăsa peste noapte, că așa este cel mai bine. Am timp bereche de curățenie, de șters una alta, de făcut șmotru, de ajutat soția la spălat vase, de dat cu aspiratorul, de pus copiii la masă. Apropo de copii, iată ce am surprins pe cameră în lipsa mea și da, s-a îmbrăcat singură. O iubesc, ea mea e sinceră și drăgălașă ca maică sa. Pofticioșilor, Emma vă salută, vă îmbrățișează și vă mulțumește pentru toate mesajele frumoase care le-ați lăsat. În ce privește moacele astea, cred că mă imită pe mine când făceam temele date la școala online. Dar eu nu sunt așa, să știți. Eu sunt calm, sunt liniștit și nu fac așa. Sincer, eu nu fac așa! Ia uite cum pleacă, să nu care cumva să o prind. Mare șmecherie Emma asta. Nu-i așa, dragi părinți, că nu v-ați ieșit din minți? Am zis că fac iepure umplut? Am zis. Haideți să vă zic cum stă treaba aici. Am fiert o cană de orez, fără sare, fără nimic. Orez simplu. Acum îl voi condimenta cu o linguriță de boia, 50 de grame de stafide, o linguriță de sare, o linguriță de piper, mă rog, aproape o linguriță, și pentru că mazărea verde și morcoviorul le-am congelat, o să pun evident așa cum le am. 50 de grame de mazăre verde și vreo 10-12 morcoviori de ăștia bebeluși, sau strânși înainte de vreme, cum zice bunica.
Amestec totul bine până ce sunt convins că sarea s-a topit, piperul a ajuns pe fiecare bob de orez, stafidele uniform distribuite, mazărea și morcovul, nu mai zic că nu știu ce să zic, și aduc vedeta de la rece. Iată-l cum vine, dar cum arată? Du-te o mie de ani, Cornelie. Iar aud voci. Doamne, băieți, ăștia doi sunt de senzație. Mi-au rămas în subconștient, dar cred că e efectul Tiberiu și Cornel. Văd că nu vreau să stau deloc și îmi fac semn cum că umplutura trebuie să ajungă în iepure. Cine să o pună? Tiberiu? Nu, el e pus pe șotii și el doar mănâncă. Cornel? Nu, nici el, că are de lucru la foișor. O pun eu, azi eu gătesc pentru voi pofticioșilor. Știți voi care? Cornele, dacă vrei să faci mai repede soba cuplită din foișor, îți recomand cu căldură și eu și Emma să spargi pușculița. Vrem să vedem rețete din ce în ce mai multe, gustoase, tradiționale și pline de pofta teribilă a lui Tiberiu. Gata, acum pot să zic că e cu burta plină. E plină ochi. Nu-mi rămâne decât să-l aranjez puțin, să fac câteva incizii pentru a trece ața cu ușurință și să cos iepuroiul, cum altfel decât cu o agrafă de hârtie. Inventez că ac special pentru cusut nu am, dar o să-mi iau și să vezi tu atunci croitorie serioasă. Una peste alta trec agrafa cu ață prin găurele, fac un nod acum la început de drum și continui cu cusutul până ce începe să arate din nou iepure, doar că de data asta împănat cu orez, stafide, mazăre, morcov și alte mirodenii. Treabă serioasă, nu alta. Meseria de chirurg nu e pentru oricine. Tot respectul. Noroc că eu fac pe bucătarul și treaba e mult mai simplă. Cine a mai pomenit să coși cu agrafa de hârtie? Toate au un început și vorba aia. Cum s-a ajuns să te cunoască lumea decât ca cel care a cusut cu agrafa? Zic și eu. E, hai, recunoașteți că arată bine. Lăsați și voi acolo un comentariu de pofticios. Uite, hrănit e, grăsun e, dat cu cremă de protecție e, mai nasol că nu îmi încape în tavă. Nu mă așteptam să fie așa de mare. Dar așa-l pun. Nu mă apuc acum de cumpărat tavă, că nu am fost în stare să calculez lungimea iepuroiului. Noroc cu matematicienii ăștia, că au inventat diagonala și e mai mare decât latura. Ce m-aș fi făcut eu dacă era mai mică? Corijent rămâneam. Noroc că am terminat școala mai devreme de a mă apuca eu de YouTube și de mâncare. Da, o să pun în tavă cam jumătate de litru de apă, cu câteva boabe de piper și vreo 4-5 frunzulițe de dafin. În apa asta vor poposi toate bunătățile, iar la final strecor, las să scadă bine zeama, pun o lingură de făină de grâu și fac un sos super delicios. Fac o mențiune aici, timp de 90 de minute cât ține un meci de fotbal, pune peste iepurilă o folie de aluminiu. Nu e tanj, doar o pui peste să nu se ardă. Apoi ultima jumătate de oră iei folia și lași cuptorul să-și facă treaba și să rumenească urecheatul. Fuguța la cuptor cu el, îl fac la 180 de grade timp de 2 ceasuri, adică pentru fiecare kilogram îl voi lăsa 40 de minute la cuptor. Nu uita să-l întorci pe o parte și pe cealaltă, trebuie să fie perfect. Da, pofticioșul, timpul trece foarte repede când ai în preajmă numai oameni frumoși, iar iepuroiul cu dedicație e minunat și abia așteaptă să fie gustat. Credeți-mă, pe scurt eu am terminat treaba la 11 noaptea. La 10 am vrut să pun copiii la somn și mi-au sărit în cap. Cum? Ei nu mănâncă friptură? Așez rotofeiul pe tocător, arată plicul miroase, grozav și sunt pregătit să-i fac secțiunea pentru a elucida misterul. De data asta nu mai sunt timid, chiar hotărât aș putea spune. Nici cuțitașul nu mai este suficient, iau satârul și după vreo câteva lovituri izbutesc și eu să separ și să vă arăt pofticioșilor cum arată secțiunea. Așa arată iepurașul umplut, făcut la cuptor, de care sunt foarte mândru. Ce să mai, s-a rumenit excelent, umplutura e făcută, totul s-a comportat peste așteptări. Așez pe farfuria, având grijă să nu rămână nicio bucățică din ață folosită la cusut, nu de alta, dar aș primi reclamații și nu vreau să mă împiedice o ațășoară. Pulpița e minunată, totul e minunat și așa cum am spus mai devreme, din ce rămâne în tavă nu arunc nimic. Strecor, scad și puțină făină pentru îngroșare și obțin cel mai bun sos posibil. E, ce v-am spus, arată precum faimosul sos brun pentru care stai să-l faci 24 de ore? Acest sos minunat va completa și va da un plus de aromă la această friptură de iepure umplut cu bunătăți. Am ajuns până aici, a fost puțin de lucru, trebuie să recunosc, nu cu preparatul. Iepurașul e super ușor de făcut, dar filmatul rețetei, editatul, scriptul, montajul, câteodată e provocator și interesant. Îmi place să gătesc, îmi place să învăț, să cunosc și să împărtășesc cu voi din experiențele mele și mai cu seamă îmi place etapa în care descoper gustul preparatului, urmat evident de reacția de moment pe care o am. Iar gustul pofticioșilor e... Uai, Doamne! Ești nebun! Du-te o mie de ani, Cornelie! O combinație fatală! Nici nu mai am cuvinte! Nu mai am cuvinte, domnule! Da, exact așa, ca un pofticios adevărat,
ca un om ce respectă, laudă și apreciază frumusețile vieții, cinstind și iubind natura pentru bunătățile care ni le dă. Iar gustul e divin de-a dreptul. Sincer, era să uit că dincolo mă așteaptă copilașii, care de acum bat cu pumnul în masă, știind că eu degust friptura pentru pofticioși și ei nu. Avantajele celui care gătește e că trebuie să guste ceea ce gătește, să se asigure că a ieșit excelent. Clipe minunate alături de oameni frumoși, iubitori și plini de poftă de viață. Și da, dragilor, eu vă las, vă îmbrățișez, mi-am luat iepurașul și m-am cărat. Scuze, am uitat ceva, gata, am plecat. Suntem flămânzi, nu de alta. Felicitări Tiberiu și Cornel pentru ce ați reușit să faceți la căsuța din pădure. Mulțumesc și vouă, pofticioșilor, căci fără voi nu aș fi reușit să ajung până aici. Am mai sărit un hop și vă mulțumesc. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, să comentezi și să te abonezi. Și nu uita să dai play pe Cub.